Salut, sunt Ross Lynch și asta e prezentarea mea. Tot ce știu în prezent am învățat de la părinți sau de la sora mea sau de la frații mei. Riker e cel mai mare, apoi Rydell, apoi Rocky, apoi eu, apoi Rylan. Practic e câte un an diferență între noi. Toți suntem pasionați de muzică. Când știi chitară și pian și le înveți pe ambele în același timp, vei ști lucruri la pian pe care nu le știi la chitară și poți să-ți imaginezi gâtul chitarei la pian. Chitara pentru mine e centrul muzicii noastre. Basul e foarte asemănător cu chitara. Când îl auzi într-un cânte, e ca bam bam da bam. Ador asta. Tobele sunt super tari. Auzi ritmul lor și te iei după ele. La orice a încercat era destul de bun. În mare parte, da. La unele lucruri era wow, frate. Hei, hei, încetați. E un sentiment plăcut să știi că părinții tăi vor fi cu tine oriunde vei fi. Ea e mama mea, Stormy Lynch, și e cea mai bună mamă din toată lumea. Salut, cea mai bună. Ross bătea din picioare tot timpul. Eu găteam cina și el bătea din picioare. Gătește pentru mine, mă duce oriunde. Mă iubește? Ești drăguț. Sunt drăguț? Doar atât? Ești minunat. Când era foarte mic, foarte, foarte mic, avea o carismă, o anumită scânteie. Dădeam spectacole la noi în subsol pentru toată familia. Îi chemam pe toți, cântam la chitară, făceam spectacol și ne distram. Toate visele noastre s-au împlinit datorită părinților. Trebuie să lăsați să vă ghideze pasiunea pentru muzică. Când îți place și când o cânti și o înțelegi, de acolo vine inspirația. O simți, pur și simplu. Ding! Sunt Ross Lynch și asta e prezentarea mea.